În această filmare vă voi citi legenda Florii Soarelui. Legenda Florii Soarelui. Legenda Florii Soarelui este o poveste frumoasă despre floarea care privește soarele în fiecare dimineață. Legenda spune că un împărat avea o fată mândră și frumoasă, dar mută. Trist și îndurerat, împăratul a căutat în toată împărăția un leac pentru muțenia copilei. A chemat toți vracii, dar nimeni nu știa ce să-i facă. O bătrână a venit într-o seară la curte și a spus că știe leacul. Să-l invite la masa împărătească pe mândrul soare, iar când petrecerea va fi întoi și toată lumea va fi bine dispusă, se va dansa și se va cânta, fata să se ducă să ia soarele la dans și să-i ceară o sărutare. Iar această sărutare o va vindeca de muțenie, a mai spus bătrâna. Când a auzit acestea, împăratul parcă a reînviat și cu multă speranță a început pregătirile de ospăți. Dar vrăjitoarea cea rea a auzit toate acestea, s-a dus la mândra lună să-i spună că fiica împăratului se va căsători cu soarele. Luna, plină de invidie și supărare, a jurat că se va răzbuna pe împărat. Ea, care îl iubea atât de mult pe soare, îl pierdea din cauza unei muritoare, așa că s-a ascuns într-un codru, iar când petrecerea a început, a prins momentul când fata a întors obrazul către soare pentru a fi sărutată. Atunci luna a preschimbat chipul fetei într-o floare. Împăratul și toți mesenii au spus povestea adevărată și faptul că fata nu avea nevoie decât de o sărutare. Dar luna nu a crezut și a rămas de neînduplecat. Fata a rămas o floare pe care soarele a sădit-o într-o grădină dându-i numele lui. De atunci, în fiecare vară, când soarele răsare, floarea își ridică chipul trist, cerșind parcă o sărutare. Când vine seara și apare luna, floarea lasă chipul către pământ, strângându-și petalele. Să exersăm. 1. Alcătuiți propoziții cu următoarele cuvinte. Împărat, mută, dimineață, trist, luna, a fermecat, vrăjitoare. 2. Găsiți un alt final legendei folosind 3-4 propoziții. 3. Căutați pe internet informații despre Floarea Soarelui. Mult succes, dragi copilași!